Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în legătură cu tine, în momentul prezent, dar și în următoarele câteva ore, maxim câteva zile, din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem despre ce este vorba. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Bun. În momentul de față, persoana aceasta are o părere foarte bună față de tine. Da? Își dorește să construiască ceva alături de tine. Își dorește să te întâlnească. Da. De asemenea, văd o conexiune foarte puternică cu zodia Leu, săgetător, berbec. Această persoană se simte atrasă de către tine, se simte fascinată. Și își dorește fie să repare această relație cu tine, fie își dorește să faceți împreună poate anumite activități din viața de zi cu zi, abia așteaptă să vă vedeți. Sau este o persoană foarte energică, plină de viață, care mereu face tot ceea ce poate tocmai ca să-ți fie bine. Mereu face tot ceea ce poate tocmai pentru a te mulțumi pe tine. Da? Hai să vedem ce simte în legătură cu tine. Se gândește cum anume să facă, da, să nu-ți lipsească nimic. În unele cazuri văd aici faptul că această persoană și-ar dori un copil alături de tine, da? Și mai văd și faptul că unii posibil să vă aflați într-un triunghi amoros și persoana asta se gândește cum anume să rezolve situația. Vedem ce mai simte, da? Nu știe cum anume să-și exprime sentimentele. Simt o energie foarte duală în inima acestei persoane. Poate se gândește să-ți facă un cadou sau se gândește să te ajute cu ceva din punct de vedere financiar. Își cântărește foarte bine gesturile pe care le face față de tine. În inima sa consideră că tu îi oferi tot ceea ce are nevoie. Da? Dar văd că persoana asta a suferit foarte mult sau poate încă suferă. Unii parcă nu mai comunicați aici sau nu mai vorbiți. Foarte multă energie duală. Persoana asta nu știe ce să spună în legătură cu tine, nu știe ce să facă. Simte foarte multe sentimente de prietenie, de respect, de atracție, însă în același timp ceva îl oprește sau ceva o oprește. Și hai să vedem acum ce face în legătură cu tine în acest moment. Poate să fie cineva care se împarte între două case, două situații, două locuri diferite. Bun, se pare că îți ascunde aici niște lucruri, da? Îți ascunde niște lucruri. Este într-o perioadă de confuzie, pentru că în unele cazuri văd aici că acest om, da, nu cunoaște foarte bine terenul, nu știe ce faci, nu știe poate foarte multe lucruri despre tine în momentul de față, pentru că nu ați mai vorbit sau pentru că nu te cunoaște foarte bine. În momentul de față, această persoană îți ascunde pur și simplu tot ceea ce gândește, tot ceea ce simte. Da? Și văd aici că își urmărește propriul interes dintr-un anumit punct de vedere. Poate chiar
încearcă, știu eu, să-ți ascundă ceva aici, evită să comunice sau evită să intre în contact cu tine și totuși văd că această persoană este retrasă în acest moment. Fie nu vrea să comunice cu tine, mai văd o conexiune cu zodia fecioară, rac sau scorpion sau pești pentru unii dintre voi. Deci nu vrea să comunice în momentul de față, este retras aici. Poate are o problemă, o problemă financiară, văd aici niște cheltuieli sau niște bani pe care îi așteaptă. Dar totuși persoana asta văd că suferă foarte mult, da? Și este pe un nou drum, pe o nouă cale. Hai să vedem ce va face, da? Ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în următoarele ore, maxim câteva zile din momentul în care vezi citire. Persoana asta se retrage să pregătească ceva, să se ocupe de ceva anume. Poate se simte trădată sau, cine știe, în unele cazuri, așa cum am spus, văd aici un triunghi amoros, dragilor, pentru unii dintre voi. Ce va gândi? Bun. Văd aici în viitorul apropiat o legătură cu zodia Berbec. Da? Persoana asta aici va lua atitudine și va încerca să înfrunte toate aceste dificultăți pe care le are. Da? Văd aici această persoană puțin stresată privind un termen limită sau ceva legat de o întâlnire, ceva legat pentru unii, atenție, de o pedeapsă, da, pe care ar putea să o primească. Sau persoana asta nu vrea să te piardă pentru că o văd destul de geloasă aici și luptă pentru tine, nu, da, vrea să te păzească, vrea să știe că ești numai pentru el sau pentru ea. Însă tot se accentuează această agitație pe care persoana asta o simte, da? Și are legătură cu o schimbare foarte mare. Are legătură cu o călătorie sau poate să fie ceva legat de un drum. Plecați undeva împreună sau vă revedeți. Pentru unii văd aici un stres în legătură cu o relație la distanță. Foarte clar. Hai să vedem ce va simți în legătură cu tine în următoarele ore, maxim câteva zile. Bun. Se va simți abandonat. Se va simți abandonat, îi va fi teamă. Da? Însă văd aici că această persoană ar putea să sufere de faptul că nu prea îi răspunzi sau nu scrii. E ca și cum se va uita către tine, va încerca să comunice, dar pe tine te văd că e ca și cum îți vezi de treaba ta, îți vezi de ceea ce ai de făcut. Văd o decizie pe care o va lua pentru inima sa. Și ca și cum inima îi spune să abandoneze, mintea spune nu, mergi și luptă, mergi și acționează. Hai să vedem ce va face în legătură cu tine. Ce va face în legătură cu tine? Ok. Va încerca să te ajute, va încerca să-ți fie alături. Și văd aici un ajutor financiar pe care îl va oferi sau o invitație pe care ți-o poate face undeva anume. Persoana asta are o apăsare foarte mare privind o relație, privind o iubire, privind o pasiune, deci duce ceva foarte greu în spate.
Da? Și acest aspect este destul de intens aici. Uite, te poate ajuta cu ceva legat de zona financiară, îți poate face un cadou sau poate îți oferă un sfat privind planul profesional, cum ai văd aici. Însă văd faptul că se va sacrifica sau va încerca să te vadă dintr-o altă perspectivă. Nu îți va comunica exact ce gândește, ce simte și va încerca să vadă situația asta, va încerca să se comporte altfel. Da? Hai să vedem acum cum va fi pentru tine chestia asta. Comportamentul acestei persoane, pentru că văd o reacție dură, văd o persoană ciudată. Pentru tine va fi bine, pentru că este ca o eliberare pentru tine aici. Și te vei simți eliberat. Te vei simți eliberat, uite. Și ca și cum vei simți un ajutor foarte mare. Da? Faptul că te revezi, faptul că te împaci cu persoana asta, pentru că în unele cazuri, da, văd și o foarte mare predispoziție spre împăcare. Pentru tine e foarte bine, dar e ca și cum omul ăsta spune, uite, da, am greșit, te-am înșelat, te-am mințit, sau am făcut ce am făcut, pot să mă pedepsești cumva, da? Și tu iei persoana asta și o ajuți. Și atunci e foarte bucuros, foarte bucuroasă. Hai să vedem în continuare, da? Ce spune și acest oracol despre situația aceasta. Wow! Oracolul vorbește despre faptul că aici este o perioadă de răceală între voi, adică fie nu comunicați, fie pentru unii v-ați despărțit. Cineva nu poate să treacă peste o situație din trecut. Și mie mi-apare aici, uite, o relație serioasă, o căsătorie, un parteneriat și o petrecere frumoasă, un eveniment. Și o călătorie care apare atunci când vă așteptați mai puțin sau un drum. Poate cine, poate persoana asta te invită undeva, da? Primești o invitație și spune, uite, hai să clarificăm situația, hai să vedem, ne împăcăm sau continuăm relația. Uite, mie mi-apare aici o nouă iubire în unele cazuri. Pentru unii simt că e ca și cum sunteți despărțiți sau nu mai comunicați sau persoana asta nu vă dă mari speranțe și apoi voi vă orientați spre altceva. Uite, e ceva legat de un termen foarte lung sau de o distanță foarte mare, deci se accentuează acest mesaj. Da? Hai să vedem ce va face în legătură cu tine, ce spune acest oracol. Ce va face? Uite, va dori să te ajute cu ceva persoana aceasta. Sau te va contacta ca să te întrebe cum îți mai este la muncă, cum te mai simți, ce mai este cu viața ta. Dar dacă ești deja într-o relație, aici persoana asta să știi că îți va propune să faceți ceva împreună, să poate chiar să studiați împreună un domeniu, dar repet, văd și un ajutor pe care ți-l va oferi. Fie că e vorba de un sfat, fie că îți spune, uite, hai să petrecem asta pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, hai să ne împăcăm, dar repet, mie tot îmi apare aici o nouă iubire și o libertate. Foarte interesant. O întâlnire văd aici între doi bărbați, unul mai în vârstă, unul mai tânăr. Ok. Și e ceva legat de bani. Deci, dragilor, poate omul ăsta se sfătuiește cu un bărbat mai în vârstă sau se sfătuiește cu un bărbat mai tânăr în legătură cu situația voastră. Da? Ies undeva la o cină, la o întâlnire. Foarte interesant. Hai să vedem îngerii ce zic despre situația asta. Deci omul ăsta cere un sfat de la o persoană.
Uite, văd un flirt, da, și văd o problemă legată de un copil sau o problemă legată de o nouă persoană care a apărut în viața ta sau poate să fie ceva legat de un nou început, da? Și văd aici niște factori religioși, da, care sau planul acesta spiritual care are un rol important în povestea asta. Totuși, îngerii îți spun să fii puțin atent, da, la acele semne pe care Universul ți le oferă. Pentru că, în unele cazuri, văd aici că fie te afli deja într-o relație toxică, fie îngerii e ca și cum te avertizează să nu intri într-o relație toxică. Văd o întâlnire cu pasiune și faptul că cineva vrea să ofere o șansă acestei relații, da? Și din nou apare o nouă iubire. Deci, dragilor, aici cineva nou, da, e prin preajmă. E prin preajmă. Bun, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri și pentru că te-ai abonat acestui canal. Te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.